Dengiche. S-a apărat bine camerunezul. O deviere a lui Calcan pentru Garita. Vine din spate Bancu. Garita, puternic, rapid. Calitate fizică impresionantă, excelentă. Centrare și mingea este în poartă. Este Ișvan în imagine, dar autorul golului este Calcan. Să vedem dacă va fi validat. Extraordinară forță de pătrundele a lui Garita. Pare să fie fructificată de golul lui Calcan. O veritabilă demonstrație de forță și viteză a arătat camerunezul. Iată-l aici, rezistă atacului lui Raul Silva, îl dă la o parte și pe Bancu. Centrarea este bună, nu este offside, golul este perfect valabil și Calcan îl învinge pe David Lazar. O privire aruncată de portarul Craiovei către asistent, dar nu, Calcan este în poziție regulamentară și cumva reușește să îndese acea minge în poartă. Da, publicul piteștean cucerit de acest vârf de atac camerunez, Paul Garita. Și am revăzut pe ultima reluare, am revăzut golul, pe ultima reluare se vede cum Calcan practic dă cu stângul în dreptul, dar asta este până la urmă elementul care îl face să înscrie, pentru că mingea capătă înălțime și trece pe deasupra portarului David Lazar. 1-0 pentru FC Argeș. În acest moment Craiova probabil va apăsa și mai tare, va crește și mai mult intensitatea acestei dominări.